În testul 35 pentru pregătirea examenului de evaluare națională, ne întâlnim cu un triunghi echilateral ABC cu AB de 16 cm. AD e perpendiculară pe BC, AD e perpendiculară pe BC. D fiind pe BC. Punctele M și N sunt mijloacele segmentelor DC, M e mijlocul DC respectiv AD, deci n e mijlocul lui AD. Iar punctul E e proiecția lui D pe dreapta AC. Așadar, DE e perpendiculară pe AC. Mai întâi trebuie să arătăm că perimetrul triunghiului ABC e de 48 de centimetri. Pentru primul subpunct, perimetrul lui ABC deoarece triunghiul ABC este echilateral, e de 3 ori AB, deci de 3 ori 16, vine 48 de cm. Destul de simplu. În continuare, trebuie să demonstrăm că dreptele ME și NE, ME și NE, sunt perpendiculare. Hai să vedem ce știm. Știm, de exemplu, Lungimea lui AD, deoarece AD este perpendiculară pe BC, va fi înălțime în triunghiul ABC echilateral. Ceea ce înseamnă că AD are lungimea latura radical din 3 pe 2. În cazul nostru latura este de 16 cm, deci 16 radical din 3 pe 2. 8 radical din 3 cm. Deci obținem că AN și ND deoarece N era în mijlocul lui AD, sunt de 4 radical din 3 centimetri, pentru că N e mijloc. De asemenea, mai știm că D fiind mijlocului BC, în parte. PC-ul, în două părți egale, deci BD și DC, ambele au LP2, adică au câte 8 cm. M era de asemenea mijlocul segmentului DC, ceea ce înseamnă că DM și MC au câte DC pe 2, adică 4 cm. MC are 4 cm, tot atât are și DM-ul, BD -ul are 8 cm, nu o să mai scriu aici AN și ND, au câte 4 radical din 3 cm. Mai departe, DE e înălțimea între ADC dreptunghic în D. DE, înălțime, în triunghiul ADC, dreptunghic în D. Aceasta înseamnă că putem să aflăm lungimea lui DE. DE va avea lungimea produsul catetelor AD ori DC, totul supra ipotenuză, supra AC. Deja știm catetele. AD are o radical din 3 cm. DC Are 8 cm, iar ipotenuza AC era L, era de 16 cm. Deci am rămas cu 4 radical din 3 cm. Aceasta este lungimea lui DE. DE are 4 radical din 3 cm, exact ca ND și AN. Întrucât EN este mediană în triunghiul DEA dreptunghi în E, EN mediană în triunghiul DEA dreptunghi în E, obținem că EN are lungimea jumătate din lungimea lui AD. În cazul nostru, a de a avea 8 radical din 3 cm, deci o să fie de 4 radical din 3 cm. Și în acest moment știm că DE are lungimea de 4 radical din 3 cm, EN, tocmai am aflat, o are lungimea de 4 radical din 3 cm și ND, de asemenea, are lungimea de 4 radical din 3 cm. Deci, obținem că EN, DE și ND au toată lungimea de 4 radical din 3 cm, ceea ce înseamnă că triunghiul NDE e echilateral. Deci, în acest moment, știm că măsura acestui unghi, măsura lui DEN, e de 60 de grade. La fel vom justifica faptul că MEK este un triunghi echilateral. Hai să vedem. Pe e îl aflăm foarte simplu, deoarece ME este mediană în triunghiul DEC, dreptunghiică în E. Obținem că ME are lungimea jumătate din ipotenusă în cazul nostru, de 4 cm. Deci ME are 4 cm, exact cât are MC. EC, pe de altă parte, se poate determina din triunghiul ADC. În triunghiul ADC, dreptunghi când D, DE e perpendiculară pe AC, obținem din teorema catetei DC la pătrat e EC ori AC. E proiecția ori ipotenuza. Așadar, 8 la pătrat este EC ori ipotenuza 16. Deci EC are 8 la pătrat pe 16, 4 cm. Și cum EC are 4 cm, Înseamnă că triunghiul MC e echilateral. Avem că EC, MC și EM au câte 4 cm. EC, MC și EM au câte 4 cm. Înseamnă că triunghiul MC e echilateral. De unde rezultă măsura lui MEC? E de 60 de grade. Și dacă măsura lui MEC e de 60 de grade, măsura lui MED e de 30 de grade, cele două fiind complementare. Măsura lui MED este 90 de grade minus 60 de grade, deci e de 30 de grade. Și atunci, din aceste două relații, măsura lui DN e de 60 și a lui MED e de 30, D, E e de 60, M, E, D e de 30, obținem că măsura lui M, E, N e de 90 de grade. Cu măsura lui M, e, N este suma măsurilor lui M, E, D cu DN. Din relațiile 1 și 2, obținem că va fi de 30 de grade plus 60 de grade, deci de 90 de grade. Și acest lucru trebuie arătat. Deci ne rezultă M e perpendiculară pe N e. M pe N e. Rezultă M e perpendiculară pe N e. Destul de simplu. La subpunctul C mic se consideră F punctul de intersecție al dreptei EN cu AB Trebuie să calculăm aria patrulaterului BN. trebuie să calculăm aria BDNF Vom scrie aria patrulaterului BDNF drept diferența ariilor triunghiurilor ABD și AFN. Aria lui ABD se calculează foarte simplu. Deoarece triunghiul ABD e dreptunghic când D va fi BD ori DA 2. Și aflaseră mai devreme BD de 8 cm. DA era o radical din 3 cm, fiecare segment ND și AN aveau către 4 radical din 3 cm, deci ori o radical din 3, totul supra 2, și am rămas cu 32 radical din 3 cm. În continuare, trebuie să aflăm aria lui AFN, iar aceasta se calculează destul de simplu. Știm că măsura lui DN e, e de 60 de grade, ceea ce înseamnă că NEA are 30 de grade. Și atunci, în triunghiul AFE avem E unghi de 30 de grade, A unghi de 60 de grade, ceea ce înseamnă că F are 90 de grade, deci triunghiul AFE e dreptunghic. Și atunci, aria lui AFN va fi FN Orea F pe 2, semiprodusul catetelor. Să scriem acest lucru. Deoarece măsura lui F, E, A, E, F este măsura lui A, E, D minus măsura lui Dn. A, E, D minus măsura lui Dn ne dă 90 de grade minus 60 de grade, deci 30 de grade. Pe de altă parte, în triunghiul AFE, măsura lui AFE va fi 180 de grade, suma măsurilor unghiurilor unui triunghi, minus măsura lui A EF și minus măsura lui FAE. Deci ne dă 180 de grade minus 30 de grade și minus FAE are 60 de grade. Deci e de 90 de grade. Și atunci AF e perpendiculară pe F. F e perpendiculară pe a, De aici ne rezultă că triunghiul AFN e la rândul său dreptunghic în F. Și atunci, aria triunghiului AFN e semiproxul catetelor AF ori FN pe 2. Acum trebuie să aflăm. Cele două cadete, AF și FN. Avem așa. În triunghiul AFN, unghiul A e de 30 de grade, deoarece AD e înălțime, deci bisectoare, în triunghiul echilateral ABC. Să scriem acest lucru. AD perpendiculară pe BC, triunghiul ABC e echilateral. rezultă AD e bisectoare. De unde rezultă măsura lui FAN e de 30 de grade. Și atunci, din teorema unghiului de 30 de grade, întrucât triunghiul FAN e dreptunghic în F, din teorema unghiului de 30 de grade, obținem că Fn e jumătate din ipotenuză. Fn are lungimea jumătate din An. Dar pe An o calculasem deja, era egală cu Nd și aveau 4 radical din 3 cm fiecare. Deci ne dă de 2 radical din 3 cm, An fiind de 4 radical din 3 cm. Și atunci, îl știm pe Fn, îl știm pe An, îl aflăm imediat pe AF. Din teorema lui Pitagora, în triunghiul AFn, dreptunghiul în F, obținem că AF la pătrat e AN la pătrat minus FN la pătrat, deci ne dă 4 radical din 3 la pătrat minus 2 radical din 3 la pătrat. Vine radical din 3 la pătrat pe lângă 4 la pătrat minus 2 la pătrat, de deci ce 12 ori 3, adică 4 ori 3 la pătrat, ceea ce înseamnă că AF e 2 ori 3, 6 cm. Și atunci, îl știm pe FN, îl știm pe AF, am aflat aria lui AFN. Era FN ori AF totul pe 2, deci 2 radical din 3 ori 6 totul pe 2 vine 6 radical din 3 cm pătrați. Și atunci aria lui BDNF fiind din relația 1 aria lui ABD minus aria lui AFN ne dă area lui ABD e de 32 radical din 3 cm pătrați, deci vine 32 radical din 3 minus, aria lui AFN este de 6 radical din 3 cm pătrați, deci ne dă 26 radical din 3 cm pătrați. Destul de simplu. Dacă vă sunt de folos informațiile date, urmăriți canalul de YouTube Mate cu Matei, deoarece urc periodic noi materiale. Pentru a vă abona, urmați linkul subscribe, iar dacă aveți nelămuriri, exprimați-le în comentarii. Succes.